făcut triplă campioană europeană anul acesta. Și ieri, și de ieri, campioană absolută a României. Octavian Belu, foarte nemulțumit de nota Andrei Munteanu, l-am văzut discutând cu Anca Grigoraș Mihăilescu, foarte frumos Cătălina, care a progresat enorm la paralele, dar încă mai are de lucru pentru a putea face față concursurilor internaționale. Hop, a ratat, a mascat, evident, la experiența sa știe să mascheze o ratare, dar va fi depunctată. Cătălina s-a calificat cu nota 9 în această finală. Cătălina, 9. Paralelele reprezintă aparatul la care contează foarte mult.